Cea mai mare nelămurire pe care au toți jucătorii de șah, indiferent că sunt începători sau avansați, este cum să începi orice meci de șah. Deși întrebarea pare banală, pentru că după ce ai învățat cum mută piesele, ai spune că deja tu știi cum să începi un meci de șah. Doar că s-ar putea să rămâi surprins de faptul că nu știi aceste concepte cheie care se aplică la fiecare început de meci. Atunci când începi meciul de șah ar trebui să ai în vedere stabilit un plan încă de la bun început, nu doar să memorezi niște mutări din deschidere jucate de alți maestri și computere, iar apoi să nu mai știi cum să mai continui. De aceea este foarte important să înțelegi fiecare idee din deschidere și ce stă la baza ei. Primul concept din deschidere este controlul centrului. Se spune că dacă controlezi centrul, controlezi jocul. Atât de important este centrul într-un meci de șah. În șah, centrul înseamnă pătrățelele E4, D4, E5 și D5. Aceste câmpuri sunt cele mai importante de pe tablă și toți jucătorii de șah se bat pentru controlul lor indiferent de ce fel de deschidere aleg să facă, iar aici se demonstrează de ce E4 sau D4 sunt cele mai populare deschideri din șah, deoarece ele aduc controlul centrului cât mai rapid posibil. Un alt concept foarte important este dezvoltarea cât mai rapidă a pieselor. Chiar și aici, mutările E4 și D4 au un rol foarte important deoarece Eliberează diagonalele și permite reginei și nebunului să iese cât mai rapid la joc și să controleze la rândul lor centrul. De asemenea, este foarte important să se țină cont de dezvoltarea cailor înaintea nebunilor, deoarece este greu de știut unde ar trebui poziționați aceștia. Fiindcă pionii adversarilor cu siguranță vor ocupa și ei centrul și nu ai putea de exemplu să muți nebunul de la C1 la F4 pentru că ar rezista un pion care ți-ar captura nebunul. Așadar, este mai important să dezvolți caii mai rapid pentru că aceștia nu pot fi atacați rapid de alți pioni și de obicei tin să meargă către centru indiferent de ce planifică adversarul tău. Tineți minte întotdeauna cai înaintea nebunilor, întotdeauna. Singura excepție este doar atunci când jucați sistemul londonez. Deși chiar și aici, dacă se joacă Englund Gambit din partea negrului, nu mai puteți deschide cu nebunul înaintea cailor. Încă un concept. Foarte important ar fi să faci rocada cât mai repede posibil. De aceea este bine să jucați meciul italian, pentru că este foarte ușor de reținut și accesibil pentru toți începătorii. Și este de preferat ca în maxim 10 mutări să te decizi în ce parte faci rocada și să nu mai stai pe gânduri, pentru că regele tău ar putea să fie foarte predispus inutil la niște atacuri inamice, foarte vulnerabil în timpul meciului de mijloc și de asemenea și piesele tale ar putea fi înghețate din cauza asta și am văzut chiar de multe ori pierderi de regine din această cauză așadar nu uitați să faceți o cât mai repede posibil cu excepție în cazurile în care te expune unui atac iminent pe partea regelui, dar aceste situații sunt destul de rare, chiar și în cazul maestrilor. Eu sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați de un like și subscribe pentru susținere, contează foarte mult pentru mine, dar de asemenea contează și pentru voi, pentru că dacă văd multă susținere din partea voastră, voi continua să fac astfel de episoade educative și vă garantez eu că succesul vostru în șah va fi mult mai mare și veți câștiga mai multe partide și evident veți avea un rating mult mai mare. Până data viitoare vă doresc mult succes în partidele voastre și nu uitați să aplicați ceea ce v-am învățat astăzi. papa. Pa!